În Joia cea Mare a Săptămânii Sfintelor Pătimiri, la Catedrala Arhiepiscopală din Galați a fost săvârșită, conform tradiției din Biserica Ortodoxă, rânduiala spălării picioarelor, drept pildă de dragoste și urmare a îndemnului dumnezeiesc la smerenie și iubire față de aproapele nostru. Andrei, Ioan, Mihai, toți până la 12, au fost în mijlocul credincioșilor din Catedrala Arhiepiscopală a Dunării de Jos, micii apostoli ai nevinovăției și gândului curat, neîntinat de vrajbă sau răutate față de cei din jur. Micii ucenici, numai mari de 8 ani, veniți din comunele gălățene Rediu, Plevna, Sucurlui și Cuca, au fost pentru gălățeni mesagerii înnoirii și curățirii sufletești, premergătoare a luminii pe care o primim în suflet odată cu învierea Domnului. La momentul liturgic cuvenit, urmând cuvintele din Scriptură privind faptele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, înalt preasfințitul Casian s-a încins cu un ștergar, a binecuvântat apa cea curățitoare și a săvârșit ritualul spălării picioarelor celor 12 ucenici. În același timp, înalt preasfințitul Casian ne-a îndemnat să încercăm să pătrundem înțelesul tainic al pildei Mântuitorului și să nu cădem în prada unei teatralizări a acestui ritual cu profunde semnificații spirituale. Spălarea picioarelor are în vedere o curățire totală, spirituală și trupească. Așa se face. Dar slujba ne spune, primul înțeles, să curățim gândurile. Prin acest moment, în al doilea rând, să ne sfințim sufletele. În al treilea rând, să îndepărtăm praful păcatelor noastre, cum îndepărtăm în casă praful după obiectele acolo unde el se așează. Și în al patrulea rând, să învățăm de la Domnul că cel mai mic este tot atât de important ca și cel mai mare. Mântuitorul nu a separat oamenii între mari și mici, ci El care este cel mai mare a luat locul celui mai mic, ca între cel mai mic și cel mai mare să se așeze comunicarea, frățietatea și dragostea. Un gând a fost îndreptat și spre cei care, din diverse pricini, fie boală, fie bătrânețe sau singurătate, fie din pribegie în alte locuri ale lumii, nu au putut fi în aceste zile în biserică pentru a primi darurile duhovnicești aduse de slujbele premergătoare învierii Domnului. De la creștin la creștin, de la român la român, oriunde ne-am afla, între noi există o cale de lumină. Să o urmăm și nu vom fi niciodată nici singuri, nici întristați și nici uitați.